Recent s-a inaugurat primul port spațial pentru lansarea de sateliți de pe teritoriul Uniunii Europene. Poftim, din Europa! Nu am învățat noi la școală că este mult mai bine să-i lansăm din dreptul ecuatorului. Așa este. Totuși, hai să vedem de ce a fost inaugurat de pe teritoriul Uniunii Europene, care sunt avantajele alegerii și ce implicații are această alegere pentru viitorul spațial european. De ce să nu visăm că vom lua următoarea cursă spre Marte dintr-un port spațial aflat chiar aici în Europa? Să începem cu o explicație. De ce se lansează mai ușor rachetele și sondele spațiale de undeva mai aproape de ecuator? Din cauza mișcării Pământului. Pentru a scăpa de câmpul gravitațional al Pământului, o rachetă trebuie să accelereze și să depășească la lansare viteza de 11 km pe secundă. Asta, să vă faceți o idee, este de 10 ori mai mare decât viteza glonțului. Bine, dacă e să lansăm un satelit pe orbită joasă, avem nevoie de doar 7,8 km pe secundă, dar chiar și așa este mult. De aceea se obișnuiește ca rachetele să fie lansate la ecuator, în direcția de rotație a Pământului. Viteza de rotație a Pământului la ecuator este de aproximativ 465 metri pe secundă, rotunjit cam 0,5 km pe secundă. Așa cum am învățat la școală, dacă aruncăm un obiect dintr-un autobuz aflat în mișcare, acesta primește și viteza autobuzului. În același fel, și racheta primește la plecare un impuls de la Pământul care se rotește în jurul axei sale și viteza rachetei va fi cu 0,5 km pe secundă mai mare. Din cauza aceasta, cei mai mulți sateliți sunt lansați de la ecuator, în direcția de rotație a Pământului. Ei orbitează în general acoperind suprafețe ale Pământului, nu prea îndepărtate de ecuator și de tropice. Asta e bine, pentru că aici se găsește cea mai mare populație a globului. Dar hei, chiar dacă la poli, adică dincolo de cercurile polare, nu se găsesc multe așezări umane, acolo fizica este interesantă. Gândiți-vă de exemplu la aurorile boreale și la cele australe, care sunt datorate impactului vântului solar cu straturile superioare ale atmosferei. Vrem să le studiem? Avem nevoie de sateliți pe orbită joasă care să orbiteze deasupra polilor. Un alt exemplu, sănătatea Pământului și fenomenul încălzirii globale. Vrem să măsurăm cu precizie topirea zăpezii de la polul sud sau restrângerea înghețului în oceanul Arctic? Avem nevoie de sateliți care să survoleze aceste zone de la poli. Acesta este unul dintre motivele pentru care s-a decis inaugurarea unui port spațial pentru lansare de sateliți pe teritoriul european, mai precis la 40 de km departare de localitatea Kiruna, din nordul Suediei. La eveniment, în prezența regelui Suediei și a premierului suedez, președinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, a spus: "Acest port spațial oferă o poartă europeană independentă către spațiu. Este exact infrastructura de care avem nevoie, nu numai pentru a continua să inovăm, ci și pentru a explora în continuare frontiera finală." În locația aleasă există deja o bază de lansare de rachete, construită de suedezi în 1964 și numită S-Range Space Center, pe scurt S-Range. Rachetele lansate până în prezent din acel loc sunt în special rachete de sondare a atmosferei înalte a Pământului, în zone inaccesibile atât baloanelor meteorologice, care urcă doar până la 40 de kilometri, cât și sateliților, care orbitează la mai mult de 100 de kilometri înălțime. Prin urmare, zona aflată între 40 de kilometri și 100 de kilometri poate fi investigată doar cu ajutorul rachetelor de sondare. Acestea au o traiectorie balistică, urcă direct în sus până la distanțe de maxim 200 de kilometri, iar apoi cad înapoi pe Pământ. Mișcarea lor liberă în spațiu durează câteva minute, suficiente pentru măsurătorii în microgravitație, dacă e nevoie. Astfel, corpul rachetelor este împachetat strâns cu tot felul de senzori utili pentru temperatură, umiditate, densitatea aerului, compoziția sa, raze cosmice, raze X, camere de luat vederi și așa mai departe. Nu este de mirare că de la construcție și până acum au fost lansate mai mult de 500 de rachete de sondare de la baza suedeză S-Range. În plus însă, au fost lansate și nenumărate baloane meteorologice care ne-au adus în ultimul timp informații prețioase despre influența majoră pe care o are încălzirea globală deasupra oceanului Arctic. Iată însă că de acum baza suedeză S-Range capătă o nouă dimensiune. De acolo vor putea fi lansați sateliți în spațiu. E posibil ca prima lansare să aibă loc la sfârșitul anului acesta sau începutul anului viitor. În primă instanță, va fi vorba de sateliți mai mici destinați observațiilor terestre. Așa cum a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se au în vedere sateliți care să monitorizeze, spre exemplu, clima Pământului. 60% din astfel de măsurători provin din spațiu. Să monitorizeze activități civile, protecția pădurilor, de exemplu, sau dezastre naturale, inundații, incendii. Investiția Uniunii Europene dă un boost activităților spațiale europene. În principal, acestea au loc prin intermediul Agenției Spațiale Europene,
la care contribuie și state din afara Uniunii Europene. Agenția Spațială Europeană lansează deja rachetele europene Ariane aproape de ecuator, în nordul Americii de Sud, mai precis în Guinea franceză. Cu ajutorul acestor rachete, se trimit în spațiu în mod regulat sateliți și sonde spațiale. Cu noua bază de lansare de pe teritoriul european, Agenția Spațială Europeană nu numai că aduce mai aproape locul de lansare al sateliților, de cel de construcție a lor, dar și inovează. Astfel, de anul acesta, baza suedeză S-Range va testa rachete europene reutilizabile, ceea ce înseamnă că se dorește recuperarea primei trepte a rachetei. La baza S-Range se vor face teste de tipul Hope Test, în limba engleză. Aceasta înseamnă că prima treaptă a rachetei este pornită pentru un timp scurt, suficient cât racheta să se ridice la câteva zeci de metri deasupra Pământului. După aceasta, racheta este lăsată să coboare încet la Pământ, în poziție verticală, în așa fel încât ea să aterizeze intactă. Testul este destul de dificil, deoarece motorul nu are timp să se răcească, iar asta pune probleme adiționale sistemului. După cum vedeți, trăim vremuri interesante din punct de vedere tehnologic, iar noi contribuim activ la ele. Spre deosebire de alte vremuri ale istoriei, România face parte acum din Uniunea Europeană și are șansa de a participa activ la progresele sale științifice și tehnologice. Sper ca cei mai tineri dintre voi să contribuie la cercetările din acest domeniu. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!